întâmplătoare. Ele vin, vin în fața noastră și ni se întâmplă doar pentru a evolua, pentru a face un pas mai înainte. Deci întotdeauna când vi se întâmplă ceva, chiar și rău, să vă întrebați oare de ce mi s-a întâmplat. Un nou început, super. Este, trebuie să fie o lecție de viață pentru voi. O lecție de viață că s-a întâmplat acel lucru. Trebuie să învățați ceva. Oricare ar fi acel lucru. Deci trebuie să ating și treaba cu picioarele de găină și cu mâncatul cărnii, pentru că eu pe parcurs, după ce am mâncat multe carne și maică mi-am spunea, apropo de carne, îmi spunea că eu vroiam ca porcul să fie făcut numai din cârnați. Nu știu, vă plac cârnații la care v-am? N-am înțeles. Da sau nu? Ce ai zis? Până la urmă. Poftim? La unii nu, la alții? Da, ne place. Da, vă plac. Deci, maică mi-a spunea, dragul mami, tu vroiai cândva să fie porcul făcut doar din cârnați și am ajuns la o perioadă când nu mai mâncam cârnați. Era necăjită maica mea că de ce nu mănânc eu cârnați, de ce nu mănânc carne. Până o liniștit o vecină, când i-a zis, Marioara dragă, dar lasă-l în pace, dacă el se simte așa bine, lasă-l să facă așa. Dar cum am ajuns eu să nu mai mănânc cârnați? Și nici măcar acele picioare de găină, cu toate că pictez în continuare și unora chiar le place ce fac. La un moment dat am ajuns să am niște probleme, niște crize de nimic foarte, 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 foarte mari. Acum sunt puține persoane în vârstă, femei mai ales, se spune că crizele de nimic sunt la fel de mari ca și crizele de naștere. Deci sunt omul care a născut. Am, de trei ori. Am avut trei crize de rinichi și eliminam pietre în acele momente. Dar eliminam pietrele după ce se terminau crizele. Și cea mai lungă criză a fost o criză de 9 ore. În acea perioadă de criză și mai ales după criză, pentru că era o perioadă de de revenire la normal, nu știu, tot felul de lucruri și lucrușoare. Numai la sănătate nu se gândește că nu. Da. Dar un om bolnav își dorește un singur lucru, sănătate. Și asta a fost pe primul plan pentru mine atunci, în acea perioadă, dar după ce am obținut-o, bineînțeles că nu am mai revenit la a mânca carne. Și asta se întâmplă, nici nu mai știu, cred că tot pun de nu știu câți ani, 18-20, dar cred că sunt mai mulți acum, de când sunt vegetarian. Și mă simt bine. Vorba vecinei lui mama, care îi spunea, lasă dragă, în pace, dacă el se simte bine. Eu mă simt bine, cu toate că multă lume, majoritatea spune că nu s-ar putea trăi cu asta, numai cu crudități, dar se poate. Asta a fost o primă parte a vieții mele, iar după aceea a apărut o altă parte, când mă gândeam ce să fac ca să ajung la fericire. Și eu zic că atunci am citit cartea De la idee la bani și cărțile lui Robert Kiyosaki. Nu știu dacă ați citit careva din Kiyosaki. Super! Vă recomand tuturor să citiți cărțile lui Robert Kiyosaki. Sunt 17, după câte știu, în acest moment. Se pare că lucrează la 18-a carte. Cele mai importante sunt Tată bogat, tată sărac, Copil bogat, copil isteț, Caganul banilor, afaceri interactive. Veți ajunge să, la un moment dat, să vă alegeți un drum în viață, să vă alegeți o afacere
sau să vă alegeți un serviciu. Iar chiar asta face cu oamenii, îi împarte în patru cazane. De o parte, oamenii care muncesc de pe o zi pe alta, de pe o lună pe alta pentru un salar, și liberi profesioniștii sunt de o parte a cazanului și de cealaltă parte sunt investitorii care sunt, zic eu, cea mai o pătură care este foarte dorită de foarte mult să ajungi acolo. Pentru că nu mai depinzi de de un serviciu. Ideea asta am aflat-o în cartea De la idee la bani. A fost o carte care pur și simplu mi-a schimbat cursul vieții. Așa că de 20 de ani am devenit partener în câteva firme de network marketing. Văd că și aici este una din ele, sau de vânzări directe, Avonu, pe care vi-l recomand, n-am nicio... n-aș avea de ce să o fac, pentru că n-am făcut niciodată Avon, cu toate că am făcut unele afaceri de network marketing cu produse de sănătate sau de înfrumusețare, dar și Avonu este una din firmele de network marketing foarte vechi. Network marketingul a luat avânt acum vreo 70 de ani și de atunci foarte, foarte mult. Peste 50% din milionarii lumii au devenit milionari prin afaceri de network marketing. Eu, în ultima perioadă, am început să lucrez cu această firmă, se numește Top Fusion, care este ca o mănușă pentru orice firmă sau orice persoană care trăiește pe acest pământ. De ce? Pentru că este vorba de un concept extraordinar de viață, e mai mult un concept decât o vânzare de niște produse, cu toate că firma are niște produse de videocomunicare și promovare de ultimă generație. Deci până și Avonul, până și BCR-ul, până și orice firmă are nevoie de produse de acest gen, mai ales că sunt și foarte performante. Dar nu produsele sau nu sistemul contează, ci ideile care sunt trecute în cartea de la idee la bani sau în cartea lui Kiyosaki, Afaceri Interactive, pe care vi le recomand cu foarte mare drag. Da. E alegerea voastră, sunteți foarte puternici. Dacă credeți că ideile care vi le-am spus sau cărțile care vi le-am spus sunt ok pentru voi, o să fie ok. Iar dacă nu credeți, o să aveți dreptate din nou. Adică, pentru că se pare că timpul meu s-a scurs, o să închei cu motoul de la început. Dacă credeți că puteți, sau dacă credeți că nu puteți, de fiecare dată aveți dreptate. Eu vă sfătuiesc din inimă să credeți că puteți și să credeți în visele voastre, să credeți în voi și veți ajunge la cele mai frumoase vise să vi le împliniți. E lucru pe care vi-l doresc. Vă mulțumesc!